Legătură telefonică directă cu noi este Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei. Mulțumesc, domnule Cumpănașu, pentru această intervenție. Dumneavoastră ați văzut și ați auzit acest anunț făcut de Felix Bănilă. Credeți că în acest moment există elemente și că acest caz Caracal va fi închis în curând? Da, cred că se fac eforturi supraomenești și singurii care îi opresc să o facă sunteți dumneavoastră și poporul ăsta care se uită la dumneavoastră și vă dau forța de a continua pentru că fiecare televiziune trăiește din rating. Cred că poporul român îi oprește. Poporul ăsta care nu dă doi bani pe jocurile politice, pe cine, ce face, ce mișcări, ce miniștri și le pasă mai mult și mult mai mult de ceea ce se întâmplă cu securitatea lor. Este singurul lucru care îi încurcă, poporul român. L-am ascultat și eu pe domnul Bănilă, dar să știți că n-am spus nimic nou. Aia cu 99% e de acum 3 săptămâni, dacă vă aduceți aminte. Domnia sa nu a venit cu niciun element de noutate. Raportul intermediar, acel raport de expertiză al NML, este un raport care a fost făcut public de atunci. Și prelevarea nu s-a făcut din oase, s-a făcut din dinți. Domnul Bănilă nu are alte date, că vă preciza dacă era. Pur și simplu vorbește de același raport intermediar despre care știm cu toții de când a sunat ministrul justiției la familia mea. Bun. Domnule Cumpănașu, aveți informații că Institutul de Medicină Legală a cerut familiei documentele Alexandrei? Pentru că știi foarte bine, pentru a elabora un certificat de deces ai nevoie de certificatul de naștere, de exemplu. Mă amuză teribil, deci nu că mă amuză. Am așa o stare de chiar dacă am o forță incredibilă care mă duce mai departe, am o stare de lehamite incredibilă. Nu, doamna Porumbel, nu a cerut nimeni așa ceva. Nu a cerut nimeni așa ceva. Există nu a cerut nimeni. Există un pasaj, domnule Cumpănașu, foarte interesant în acel raport făcut public de dumneavoastră, raport al Ministerului Sănătății, da. În care acolo se spune foarte clar, și aș vrea să arătăm pe ecran, este un paragraf foarte interesant. De asemenea, precizăm faptul că pentru cazul Alexandra Măceșanu, unitatea de parchet competentă a solicitat un supliment de expertiză în data de 8-a-8-a-2019, 8 august. Răspunsul INML a fost transmis în data de 12-a-8-a-2019. Cu alte cuvinte, domnule Cumpănașu, se spune că s-a făcut un supliment de expertiză. Am întrebat și noi ce înseamnă suplimentul de expertiză. Înseamnă că procurorii au cerut mai multe date despre probele pe care deja INML le-a anchetat. Au mai cerut alte caracteristici, probabil. Dumneavoastră, familia Alexandrei, ați fost înștiințați despre acest supliment de expertiză și ce spune el? De cine? De procurori ăștia staliniști? Nu, doamnă, n-a fost înștiințat despre nimica. Pe ce, noi suntem în democrație astăzi? Trăim în democrație? N-ați înțeles că totul este la secret și confidențial? Eu nu neg. Atenție, nu sunt un om absurd să nu înțeleg că dacă domnii ăștia urmăresc niște complici, nu este bine să ne spună și pe cine urmăresc. Dar să ții secret lucruri care nu ți afectează niciun fel identificarea altor persoane și dovedirea acestora, cum este acest element de probă, de această probă care a fost trimisă suplimentar sau a fost cerută suplimentar de la INML, este inacceptabil. Adică o familie trebuie să afle de la televizor lucrurile astea? O familie trebuie să citească pe burtiere? Țara asta trebuie să vadă, cu tot respectul, nu are legătură. Presa își face datoria. Nu. Ca să vă răspund simplu, nu. Nu. Nu ne-a științat nimeni, nu ne-a spus nimeni, ba dimpotrivă suntem tratați precum, cum să vă zic, ca neosclavagism. Adică noi suntem puricii și ei sunt, nu știu, dinozaurii. Bun. Adică dânsii știu tot și trebuie să-i credem și să nu cercetăm, iar la final să ne servească ce vor dânși. Bun. Domnule Cumpănașu, cine credeți că are interes în acest moment să închidă acest caz Caracal? Toți. Și când spun toți, dacă îmi dați voie, o să explic. Toți, însemnând așa, mafia de la Caracal
care include, și o mai spun o dată, cred că sub 10% oară, politicieni din Caracal, care îl cunoșteau pe Dincă și îl cunosc pe Dincă. Bun. Pe care eu i-am menționat la DICOT. Polițiști, procurori din același județ, care, chiar dacă n-au fost complici la această răpire, eu încă nu-i spun crimă, cu siguranță, dacă Dincă deschide gura, se află multe și își pierd libertatea. Sunt oameni de la nivel central care au ajuns din județul Olt și care astăzi au funcții importante și care, la rândul lor, pierd totul dacă se află despre modul în care au beneficiat ei de fete aduse de Dincă, așa cum am văzut la Mihai Gâdea acum 10-15 ani cu martorul sub acoperire. Dânsul, acel martor, spunea că 20 de fete le-a adus Dincă acestor nemernici care erau din poliție, din parchet. Bun. Din politică, deci poate spun eu. Deci este o mafie formată din anchetatori, instituții de forță, politicieni. Vă mai întreb ceva. Există Dar n-am încheiat lista. N-ați încheiat lista. Nu, îmi cer scuze. Nu, doar o să fiu scurt. La toate adaug un interes general al tuturor celor care astăzi conduc România și care vor mâine să fie președinții țării astea, de a încheia odată povestea asta, pentru că populația este mult prea atentă la ea și prea puțin atentă la ei. Deci spuneți și atunci că îi deranjează cazul Caraca. Îi deranjează, știți cum, doamna Vorbel, îi deranjează mai rău decât orice pe lumea asta. Să vezi un politician care nu primește atenție și care își vede viitorul amenințat și nu-și mai vede așa cum și-l vedea el, e foarte grav. Pentru oamenii ăștia înseamnă, în cazul unora, pușcăria. În cazul altora, dispariția din politică. Eu nu ignor acest factor. Eu nu ignor deloc acest factor. Dan Tănase are o întrebare pentru tine, Alexandru Cumpănașu. Da, sigur că da. Nu am o întrebare. Vă salut, domnul Cumpănașu. Nu am o întrebare. Vă salut și eu. Noi doi nu am mai discutat pe acest subiect. Puteți să confirmați acest lucru. Așa este, sigur. Însă profit de această ocazie, pentru că am fost alineat la o altă televiziune, dar n-am apucat să vă transmit acest mesaj prin intermediul unei televiziuni publice. Să vă spun că mi se pare inacceptabil faptul că, nici nu știu cu ce să încep, dar ca să nu vreau să monopolizez discuția, ce se întâmplă la Caracal și ce s-a întâmplat în cazul acestor două fete este inacceptabil. Și este inacceptabil din foarte multe puncte de vedere. Aveți perfectă dreptate. La Caracal, ca de altfel și în multe alte locuri din România, există o mafie, iar angajații statului român, polițiști, procurori, judecători, politicieni locali, sunt parte a mafiei. Este inacceptabil. Noi, dacă eram într-o țară zdravănă la cap și dacă lumea înțelegea ce s-a întâmplat la Caracal, trebuiau să fie 10.000 de oameni alături de dumneavoastră să vă sprijine și să stea acolo până când instituțiile statului își fac treaba. Mie mi se pare inacceptabil ca până acum să nu am un raport al Ministerului Afacerilor Interne cu privire la atitudinea celor care au răspuns la 112. Noi ni se spun în acest moment că felul în care au răspuns oamenii de la 112, acolo nu e nimic ilegal. Mi se pare inacceptabil și îmi vine să urlu de supărare. Mi se pare inacceptabil că polițiștii, nu i-a chemat nimeni pe polițiștii de acolo să-i întrebe, bă, ce se întâmplă aici? Este evident, deci dacă nu, doar pentru cine confundă desene animate cu filme artistice, poate crede că aici nu e vorba de o mafie. Să-mi explice, că ne-am uitat adineu, l-am văzut pe procurorul șef de la DICOT. Ce, Doamne iartă-mă, caută DICOT, măi, ticăloșilor în dosarul ăsta? Ce caută DICOT dacă aici vorbim de omorârea două fete, dacă vorbim de o crimă? Unui om, unul singur, păi ce caută DICOT aici? Am înnebunit la cap? Toți sunteți complici, polițiști, procurori, judecători, parlamentari, pentru că toți știți ce se întâmplă acolo. Este inacceptabil ca în România presa și Antena 3 a produs foarte multe anchete cu privire la traficul de carne vie, cu privire la modul în care româncele noastre sunt
luate, omorâte, violate, transformate în prostituate în exterior. Iar președintele meu îmi vorbește de Schengen și de moneda euro, am înnebunit la cap. De atâtea săptămâni de zile scandalul ăsta și Klaus Iohannis nu e în stare să iasă să zică o vorbă pe televizor. Am înnebunit complet la țară. Toată țara asta e terorizată de rețelele astea de crimă organizată. Ne-am uitat zile trecute, înainte să apară scandalul ăsta și nenorocirea asta, cu acel clan mafiot. Băi, voi vă dați seama că acel clan mafiot care avea proprietăți în Mexic și ai noștri, DICOT-ul și parchetul și sistemele de forță, parchetele, n-au știut nimic, s-au trezit. Când s-au trezit? Când a venit FBI peste ei. A venit FBI peste ei și a zis, păi știți, păi voi aveți... Între da, s-au trezit între ghilimele. Da, voi aveți azi niște clanuri mafiote care au afaceri pe Mexic. Hai să facem ceva. De ce? Pentru că domnul ăsta care a vorbit adineau, șeful la DICOT, fracă Duda, fracă Menta, pe bani foarte mulți. Păi hai să spunem lucruri pe nume atunci. Iar ce face domnul Câmpănașu, un om, un cetățean român, să ceară protecția statului? De ce? Pentru că sunt elemente în instituțiile statului care nu-l protejează, inacceptabil. Iar președintele României tace, el e în concediu. Iar liderii politici ai marilor partide politice, tac. Dar aici nu e vorba despre Câmpănașu, oameni buni. Mâine poate să fie fata voastră în locul acelei fete. Chiar nu înțelegeți chestiunea asta elementară? Aici nu e vorba de interesul lui Alexandru Câmpănașu. Aici e vorba de interesul nostru al tuturor, pentru că suntem cu toții părinți. Eu încă nu sunt, dar suntem părinți, sunteți părinți. Eu sunt cetățean. Eu nu vreau să am de-a face cu aceste elemente. Este evident. Iar ce face șeful DICOT? Încearcă să îngroape, pentru că domnul Câmpănașu are perfectă dreptate. Aici se încearcă îngroparea unui dosar. Repet, trebuie să fii tâmpit să nu înțelegi că aici este vorba de crimă organizată. Și toată lumea vorbește, nu, băiatul ăsta a acționat singur, e un dement care... Și, repet, ce caută DICOT în dosarul ăsta? O singură întrebare, ce caută? Vă felicit, just, domnul Câmpănașu, sunt alături de dumneavoastră, sper să rezistați și cei care, telespectatorii care se uită la noi trebuie să înțeleagă chestiunea asta. Mâine s-ar putea să fie cineva din familia noastră și atunci o să avem nevoie de sprijinul opiniei publice și nu-l vom primi. De ce? Pentru că acum toată lumea stă și se uită și zice, păi e Câmpănașu, treaba lui, să facă el ce vrea. Nu ne interesează pe noi. Nu așa funcționează lucrurile într-o societate normală la cap. Bun. Mulțumesc, domnule Tănase, pentru... N-aveți pentru ce să mulțumiți. Eu sunt la fel de revoltat ca dumneavoastră și mi se pare inacceptabil. Inacceptabil. Domnule Câmpănașu, bun. În acest moment sunteți sub protecția jandarmeriei. Da. Din câte înțeleg, pentru că ați primit nenumărase amenințări la adresa dumneavoastră și a familiei dumneavoastră. Da. Aveți încredere în jandarmerie? Spuneți că ați refuzat poliția română. Da, am refuzat. A fost prima opțiune și am refuzat să existe protecția asigurată de poliția română, pentru că nu am încredere să nu se supere oamenii de acolo, nu îi blamez pe toți, dar am suficiente motive să nu să fi refuzat această protecție. Bun. Domnule Câmpănașu, ieri ați spus ceva foarte important la Antena 3, dar din cauza declarațiilor politice n-am apucat să ducem la bun sfârșit acea declarație și acel anunț foarte important făcut de noastră. Ne-am arătat aici mașina cu care acționa Gheorghe Dincă. Este foarte interesant numărul de înmatriculare al acestei mașini, care începe cu W, da, apoi continuă cu Y, după care W. Spuneți, da, dumneavoastră că... Și s-a ridicat această ipoteză în discuția din platou că era un număr special pentru ca poliția să nu-l oprească în trafic pe Gheorghe Dinc. Așa este. Sunt cele mai multe... Bun, nu este obligatoriu, dar de principiu poliția aceste numere nu le eliberează începând cu ultimele litere de la alfabet, cele care încep cu ultimele litere de la alfabet, decât instituțiilor de forță ale statului român, Ministerul de Interne, Apărare, SRI, și așa mai departe. Nu există, e o practică clară în acest sens, decât dacă vrei neapărat tu să-ți personalizezi, dar și atunci se evită acest tip de număr de matriculare. Însă eu cred că aici avem de-a face și o să cer audierea și a șefului serviciului de permise, care i-a preschimbat permisul lui Dincă acum un an și care este într-o mare cârdășie cu un politician local, dar nu să-i dau numele, care acum este prin Parlamentul nostru. La fel și el fiind și cel care a fost cel care a eliberat de cel care s-a ocupat de permise, este cel care s-a ocupat și de eliberarea acestor plăcuțe de matricula. Însă, doamna Pavel, dacă îmi permiteți... Aveți indicii că a existat o complicitate la nivel local pentru ca Gheorghe Dincă să nu fie oprit în trafic?
Da, am indicii și le-am spus foarte clar și mai sunt și altele. Omul ăsta este, sau dacă vreți, este cel mai bun șofer din univers. Omul ăsta n-are nicio amendă. Eu n-am mai întâlnit până acum. În conținere care folosea mașina destul de mult, făcea acea taximetrie ilegal. Bineînțeles, adică după ce că făcea taximetrie ilegală și Caracalul este cât un sat mai mare, să mă ierte concetățenii mei, pentru că nu vreau să sune urât, dar nu e nimic rău în a fi un sat mai mare. Este un oraș de 30.000 de locuitori. Ce să vezi, erau vreo 10 care făceau acest tip de taximetrie ilegală, dar polițiștii de la rutieră nu știau. De exemplu, domnul Dan Dumitrescu, care înțeleg că a fost prins de două ori mergând de către procuror la prostituatele minore din 2012 și din 2019, iar acum este în continuare în funcție. Credeți-mă, este imposibil, deci este imposibil să te facă cineva să crezi, decât dacă ești, nu știu, spălat pe creier rău, că acest individ n-a fost protejat și că nu se știa de activitatea lui. Nu ai cum într-un oraș ca acela. Hai în București, nu știu, unul din ferentari să știe, nu știu, poliția Bucureștiului, da, ce face el în fiecare zi, cum care este ok. Dacă nu suntem în stare, doamna Pormea, dacă nu suntem în stare să destructurăm un clan acolo, cum vom fi în stare în București? Cum o fi în stare să găsim fete răpite într-un oraș cum este Aradul, Bucureștiul, nu știu, Timișoara, Iași, da, și așa mai departe? Doamna Brunsils, o întrebare legitimă. Dacă ei nu sunt în stare la o lună de zile să destructureze niște clanuri de interlopi din Caracal, păi când vorbim de capitala țării, când vorbim de orașe mari din țară, ce se mai întâmplă? Da, în primul rând, în calitate de mamă, nici nu am cuvinte. Adică, după cum ați observat, am încercat să nu mă pronunț foarte mult pe cazul Caracal, pentru că cred că durerea familiei și ce s-a întâmplat acolo este covârșitor și este extraordinar. Din păcate, însă, ni se spune încă o dată că întregul sistem de stat este putred, că avem o mare problemă și că urmează, te aștept să ne prăbușim. Cum se va întâmpla asta? Uite așa, dispariția Alexandrei și alta și alta și alta și zi de zi invadați cu știri și cu dovezi în acest sens. Dacă nu intrăm într-o reformă instituțională clară, dacă nu suntem mai atenți la evaluările oamenilor, la indicatorii de performanță a lor, dacă nu începem să scăpăm de uscăturile sistemului și dacă nu ne asigurăm că aducem oameni competenți și că nu oprim, dacă nu oprim în final aceste abuzuri împotriva cetățeanului, și când spun abuz mă refer inclusiv la această incompetență, pentru că prin simplu fapt că punem acolo oameni care nu sunt în stare să-și ducă funcția până la capăt, este un sunt abuz de acord, asupra Brunsils, cetățeanului. Dar aici nu mai este vorba de incompetență. Eu nu cred că mai este vorba de incompetență. Aștept să fie... Poate să fie prima zi cu intervenția, poate să fie în a doua, în a prima săptămână. Domnilor, sunt și interese de ascuns, probabil că există o caracatiță care... Absolut, acest șir de greșeli... Dar trebuie să avem dovezi voite, clare. Nu explică și nu scuză sub nicio formă modul în care merge această anchetă. Doamna Petrescu. În primul rând, e o tragedie groaznică. Nici nu vreau să mă gândesc prin ceea ce trece domnul Câmpănașu, familia domniei sale... Este tragic, însă ceea ce trebuie să avem în vedere este, pe de o parte, că s-au făcut niște greșeli atunci la început care au dus la pierderea vieței. Numai o secundă, că n-am terminat fraza, numai o secundă. La început, după aceea au fost și acele în continuare greșeli de comunicare urmate de greșelile de fond. Și în care s-au introdus niște minciuni, a venit raportul și așa mai departe, ceea ce te face să nu mai ai încredere în ceea ce ți se comunică. Nu s-a făcut o comunicare corectă nici public, nici direct familiei. Ei trebuie să fie ținut la curent totuși cu ceea ce se întâmplă și atunci, evident, ți-e greu să crezi că ancheta se desfășoară în mod corect. Cred că trebuie să avem răbdare să vedem un raport, pentru că nu cred că lucrurile astea se pot rezolva chiar într-o lună. Interpretarea mea nu este că doresc să închidă acest, cel puțin din ce a declarat astăzi, că doresc să închidă acest
caz. Haideți să vedem ce se întâmplă, să avem un pic de răbdare, dar ei trebuie să comunice un pic mai bine, pentru că este normal că oamenii sunt interesați. Nu să comunice mai mult decât trebuie în acest caz, încât să pună sub semnul întrebării după aceea anumite acuzații sau anumiți acuzați. Să faci cercul de suspect după 16 dar zile. Dar totuși trebuie să avem răbdare, că totuși într-o lună nu se poate rezolva totul. Deci să audiezi familia lui Dincă după o lună. Să întocmești un raport pe acea înregistrare și pe atitudinea funcționarului, angajatului care a răspuns la 1-2, nu trebuie o lună de zile. Să îi mulțumesc, domnule Cumpănașu, pentru această intervenție. Dacă am 10 secunde. Vă rog. Vreau doar să întărez mesajul pe care domnul Tănase l-a dat, și anume că îi rog pe toți românii din țara asta să fie alături de mine în lupta asta și să-mi trimită informații despre tot ce se întâmplă în județele lor. Eu vă spun că nu mă las până când, județ cu județ. Nu voi afla tot ce se întâmplă acolo, clanurile astea, cum domină fiecare județ, cum firmele câștigă, alte firme, toate contractele, cum după aceea oamenii ăștia profită profită niște interlop, cărora le dau niște fete, îi filmează și după aceea îi șantajează și după aceea îi protejează aceștia venind în Parlament, în Guvern sau mai știu pe unde. Vreau, vă rog frumos să-mi permiteți să lansez acest apel la către toți cetățenii României să ne fie alături și să vină cu informații, să ne trimită dumneavoastră, mie, nouă, tuturor, să putem devoala întreaga mafie, pentru că altfel acea reformă instituțională nu se poate realiza, acea tăiere din rădăcină nu se poate realiza până când nu aflăm adevărul despre fiecare județ în parte. Bun, mulțumesc, domnule Cumpănașu, pentru această intervenție.